ziua, dragi elevi! Bună ziua! Bună ziua! Astăzi o să discutăm un aspect foarte important despre energia și puterea curentului electric. Vedeți începutul unui circuit electric, o sursă și un receptor. Să spunem că este o baterie și un aparat de radio. Deci avem o sursă care i-am atașat o rezistență care să emuleze o sursă cu rezistență internă cu tot. Ea spune, deci, cum ai putea să folosești, de exemplu, prezentarea PPT, ce ai putea să schimbi ca să faci o analiză la fel cum am făcut eu? Cu ajutorul primăriei Constanța am achiziționat un sistem integrat util pentru predarea online. Este vorba de un sistem care ne permite să interacționeze de aici din școală profesorul cu elevii, fiecare situat în casa lui, și să avem condiții foarte bune de lucru. Ce constă echipamentul? Echipamentul constă în trei piese esențiale. Un laptop, o tablă smart și se numește videoconferință. De fapt, este o cameră web foarte performantă care permite realizarea de videoconferință. Adică filmează și înregistrează și reproduce sunete de foarte înaltă calitate. Am văzut că puteți filma inclusiv experimentele pe care le faceți, inclusiv când sunteți la tablă. Poți să scrii la tablă, avem un zoom care poate să apropie imaginea să se vadă în full ecran, numai experimentul respectiv. Este microfonul și dezactivează, dacă acum este dezactivat și este omnidirecțional, prea sunete de la foarte mare distanță. Cât de mult vă ajută acest echipament în interacțiunea cu elevii, mai ales că țineți ore de fizică, ce necesită este experimente? Esențial. În absența contactului vizual direct cu elevii, acesta este esențial. Fără asta nu putem să ne vedem și nici să participe într-un fel la experimentele acestea. Practic este ca și când sunteți în clasă. Aici, da.